43 de tineri voluntari implicați în activitățile Patriarhiei Române vizitează Țara Sfântă în perioada 3-9 decembrie. Participanții sunt studenți de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Capitală, dar și de la alte facultăți. Pelerinajul în Țara Sfântă este organizat de sectorul teologic-educațional al administrației patriarhale prin agenția de pelerinaje Basilica Travel. În primele două zile, tinerii au vizitat nordul Țării Sfinte. Trăim momente de aleasă bucurie aici în Țara Sfântă. Pelerinajul a început în Galileea, în nordul Țării Sfinte, vizitându-se în primele două zile obiectivele din această zonă. S-au închinat și ne-am închinat împreună pe muntele Tabor, pomenind schimbarea la față a Mântuitorului, apoi în orașul Nazaret, pomenind Buna Vestire. Totodată s-au vizitat și ruinele vechiului oraș Nazaret. Am fost în jurul Mării Galilei și bucuria a fost sporită de vizitarea obiectivelor de acolo, de o croazieră frumoasă pe Marea Galilei, închinare pe Muntele Fericirilor, la biserica din Tabca, acolo unde se pomenește înmulțirea pâinilor și a peștilor, vizitarea ruinelor orașului Capernaum și închinare în Biserica Ortodoxă din Capernaum. Tinerii sunt însoțiți de părintele George Jambore de la sectorul teologic educațional al administrației patriarhale și de conferențiarul Adrian Lemeni de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București. Mă bucur foarte mult că sunt într-un pelerinaj în Țara Sfântă cu un grup de tineri și apreciez în mod deosebit faptul că nu sunt doar tineri de la Facultatea de Teologie, ci sunt tineri studenți la diferite alte facultăți, tineri angajați în diferite domenii și mă bucur pentru că este o stare de spirit specifică tinerilor, un entuziasm deosebit și cred că este foarte important ca acest entuziasm să fie convertit înspre ceva esențial. Ne ajută foarte mult condiția de pelerin. Asupra acestei condiții am insistat și am ținut foarte mult să subliniez că e importantă așezarea sufletească pe care o asumăm atunci când ne angajăm într-un pelerinaj, întrucât nu trebuie să rămânem doar la ceea ce înseamnă o vizitare a unor obiective turistice, ci mai ales să descoperim dimensiunea interiorității pelerinajului, a unei călătorii spre adâncul din noi înșine. Și mai mult decât atât, de a ne întâlni cu adâncul celuilalt, pentru că în pelerinaj ne întâlnim cu ceea ce este profund în celălalt. Toți cei care suntem într-un pelerinaj căutăm ceva profund, ceva care ține de realitatea Împărăției Lui Dumnezeu. Și atunci, în această căutare spre cele înalte, ne întâlnim și cu ceea ce ține de adâncimea noastră, dar și cu evlavia celuilalt, întărindu-ne în credință unii pe alții, văzând gesturile de credință ale celor cu care suntem împreună. În fiecare loc, pelerinii citesc din Sfânta Evanghelie și interpretează cântări religioase care amintesc de momentele petrecute în aceste locuri sfinte.